Viața este un dans pe sârmă, înțelegi? Așa, câteodată că mă gândesc că dansăm pe o sârmă. Dar dansăm, 100% dansăm pe o sârmă, știi de ce? Pentru că atât de ușor poți să cazi jos. Da. Mulți au noroc în viață care nu cad. Mulți au noroc. Și eu am dansat mult pe sârmă și încă probabil mai dansez, dar e un dans. E un dans pe sârmă. Mulți au căzut deja. Mulți au căzut de pe sârmă. Aia voiam să spun și mi s-a întrerupt. Să vezi, calculatorul meu, de fapt programul Windows ăsta, când îl apucă dracii, se întrerupe și îmi scrie că aleargă într-un run, într-un problem și mi se întrerupe. Dar aia voiam să spun că noi ăștia care trăim singuri și tot timpul călărim pe Facebook-ul ăsta, avem două alegeri. Ori ne punem în casă și facem curățenie de 100 de ori, tot curat încolo încoace, ori ne ducem și ne plimbăm așa, hai hui, care mai se leagă de câte o cunoștință, câte un prieten și ne zbatem așa. Dar aia voiam să spun că în legătură cu relațiile astea de care am pomenit ieri, este că atâta de incerte sunt și de atât de mulți factori depinde, că sigur că nu e garanție pentru ea absolut deloc. Atât de improbabilă e că nu mai este într-adevăr o chestie de noroc. Chiar dacă tu vezi că e 100% pare că e bine, știi? Nici atunci nu e 100%. Pentru că viața e atâta de incertă și de improbabilă. Acum, de exemplu, asta, ceea ce se întâmplă cu virusul ăsta, cu pandemia asta, nu? Cine ar fi crezut, nu? Hai să ne gândim. Așa e și o relație. Habar n-ai ce, odată intervine ceva la care nu te-ai așteptat și s-a terminat bâlciul, nu? Pentru că toate lucrurile sunt relative, vorba lui Einstein, nu că Einstein a spus un mare lucru, totul e relativ. Nimic nu e sigur, mă. Depinde de ce se întâmplă în jur, că din atâtea direcții pot să vină probleme că nu poți să știi. Chestia este că îți asumi sau nu îți asumi riscurile astea și cum le treci, nu? Eu când mă gândesc înapoi că ce speranțe am pus într-unele din relațiile mele și toate nu au fost bune. Până la urmă am fost acuzat că în fond eu sunt de vină pentru toate. Nu? Nu e. Ori ai curajul să trăiești, ori nu ai curajul să trăiești. Asta e toată povestea vieții omului. E care e mai puțin curajos, care e prea curajos. Oricât o filozofăm, totul e relativ. O zi bună. Mi-amintesc când am avut vreo 45 de ani, stai să mă gândesc, 20 de ani în urmă, în 2000, a, și mai devreme, în 95, în 95 am avut 45, 40 de ani, 95. Și la 40 de ani ce tânăr ești, mă. Înțelegi? La 40 de ani ești tânăr. Și sunt excepții, sigur, care e bolnavă, la nu e tânăr nici la 40. Și toată ziua, bună ziua, dimineața, mă trezeam tot așa pe la ora asta și dădeam alarma, gata, hai, îmbrăcarea, luăm mașina, merem la Budapesta. Și fiul meu și cu fosta mea, vai de mine, tot timpul voiau să doarmă. Na, dormiți, fraților. Dormiți, fraților. Gă.
Aveți timp să dormiți. Deci eu tot așa am rămas. Vezi, acum dacă ar fi bine și aș avea cu cine, m-aș urca sus în mașină și ai la Budapesta. Ce pandemie, mă! Nu este nicio pandemie ce e, nu, dar aici la noi nu te verifică. Spui că mergi la dentist, la stomatolog, că te dor dinții.